fugit. Da. Și transmit. N-are de la Moscova. Ăla... Ediție specială la Radio Moldova. Doamnelor și domnilor, bună ziua și bine v-am regăsit la o ediție specială de la Radio Moldova. Din studioul Alexei Revenco, de la microfon vă salută Cristina Popescu, de la pupitrul regizoral Lilian Secară. Invitatul nostru de astăzi este președintele Parlamentului, Igor Grosu. Domnule Grosu, bună ziua! Bine ați revenit la Radio Moldova și bună vă mulțumesc ziua. Mult că ați dat curs invitației noastre. Bine v-am găsit, v-am regăsit, vin cu mare drag de fiecare dată când mă invitați. Cu mare drag de fiecare dată sunt sigur că veți răspunde și așa cum ați răspuns, veți răspunde sigur. Și astăzi deschis la întrebări, pentru că asta apreciază ascultătorii Radio Moldova și nu doar ascultătorii Radio Moldova. Domnule Grosu, ați reușit să dormiți noaptea trecută după reținerea procurorului general suspendat, Alexandru Stoianoglu? Eu, ca toată lumea normală, dacă pot spune așa, dorm noaptea, nu merg pe la petreceri, pentru că a doua zi urmează o zi așa plină, am copii care trebuie să-i duc la școală, deci ei ne fac regimul și... Da, în măsura în care putem dormi la vârsta pe care o am, mersi mult. Totul e în regulă. Deci, să înțeleg... Dorm cu conștiința împăcată. Reținerea de ieri a procurorului general Alexandru Stoianoglu. Așa? Cum este văzută de președintele Parlamentului Igor Grosu? Eu încă vreau să văd finalitatea. Da? Pentru că noi am mai avut parte de acțiuni, de intenții și așa mai departe. Eu vreau să văd o finalitate. Rezervele mele personale față de tot ce se numește autoguvernarea sistemului judecătoresc, sistemului de procurori, mă refer la CSM, la CSP, Consiliul Superior a procurorilor în această speță. Eu tot timpul mi-am manifestat rezervele la capitolul că nu văd și nu vedeam o abordare proactivă, pentru că asta a fost filozofia. Politicul nu trebuie să intervină și e corect să nu intervină în autoadministrarea judecătorilor, procurorilor și de-aia au fost create acest Consiliu Superior a Magistraturii și Consiliul Superior a Procurorilor. Ei, ieri, în sfârșit, după nu știu câte tentative și acel... circ, ba se convocau, ba nu se convocau, ba vineau, ba nu vineau. Am urmărit în cursul zilei înregistrarea de la ședința propriu-zisă, unde au adoptat acea decizie. Domnule, eu, scuzați, dar atâta, cum zic eu, popular să spun, fățărnicii a unor membri, da, când prin toate tertipurile, prin toate încercările, tot mă referiți la ședința CSP. CSP, da, așa. Mă refer la ședința CSP. Așa. Cu cât greu au acceptat într-un final sau au trebuit să ajungă să iau o decizie. Ca să desemneze un procuror, exact. Care să investigheze nu, cazul. Nu să desemneze Miss Univers, da, trebuie să desemneze un procuror care să investigheze ceea ce a prezentat de ce, domnul Carp. De ce se tergiversa acest lucru? De ce? Ce făcea? Eu cred că acolo încă este rezistența la schimbare și nu trebuie să ghicim aici. Noi o cunoaștem, noi o simțim, noi o vedem. Rezistența la schimbare în procuratură, după mine, încă sunt mulți care nu vor să schimbe lucrurile, care le este convenabil sistemul care a fost clădit de Plahotniuc, după care preluat de Dodon, clientelă politică și așa mai departe. Într-un final, asta trebuie să facă. Domnule, a venit un deputat, nu un oarecare deputat, președinte Comisiei Securitate Ordine Publică, a prezentat patru momente din activitatea procurorului general. Le-ați luat, ați deliberat, ați selectat un procuror, i le-ați dat procurorului și ăla trebuie să spună, domnule, întrunesc, spre exemplu, eliberarea, scoatere de sub urmărire, de sub învinuire a unui individ. Și noi știm cine e individul ăsta care
a fost lăsat ușor să fugă și stă acum bine mersi în Marea Britanie și ne transmite salutări de acolo. A fost plătit 272.000 corect lui Chitoroagă, fost procuror care a fost învinuit din bogățerie ilicită și așa mai departe. Landromatul. Deci asta trebuia să se decidă. Cu greu, cu greu într-o finală au decis. Au urmat acțiunile care au urmat. Eu asta, cum am început a spune în la începutul răspunsului la întrebarea dumneavoastră, să sperăm să vedem o finalitate, da? Să vedem nu iarăși o demonstrație pur și simplu de intenții, pentru că lumea e setulă de demonstrații de intenții. Domnule președinte, dar Alexandru Stoianoglu spune că ceea ce vedem noi astăzi, ceea ce am văzut și zilele trecute, este de fapt o activitate actuală de guverner pentru a-l denigra și pentru a-l demite din funcție. Sau mai bine zis, este un fel acest de răfuială. Procuror. Dar înainte să răspundeți, vă rog foarte mult, eu aș ruga regia să pună pe post declarațiile domnului Stoianoglu, după care revenim. Imediat după investirea noi guvernări PAS a fost anunțat război corupției. Prima, principală și unică țintă în acest război contra corupție am devenit chiar eu, procurorul general Alexandru Stoianoglu. Într-un timp record și cu încălcarea flagrantă a procedurilor și regulilor, a fost elaborată și aprobată o lege care privede toate instrumentele de înlăturare, suspendare, demiterea procurorului general, mecanisme care sunt inițiate și controlate politic. Votarea luptei cu corupția nu este întâmplătoare, este extensia unei ample companii regizate și coordonate în scopul blămării și discreditării procurorului general și care a început chiar din prima zi de la numirea mea în această funcție. Este rezultatul unui scenariu punctual pus la cale cu implicarea directă a unor grupări criminale, politicieni, printre o rețea de ONG-uri și experți independenți în ghilimele, dar și reprezentanța mass media la fel de independență în ghilimele. Zilnic, în dezbateri televizate sau postări online, se arunca cu noroi, se manipula la greu, se opera intenționat cu jumătăți de adevăr și se modela realitatea așa cum cerea pupitrul de comandă. Procurorul general era învinuit de legături cu lumea criminală, interese obscure și incompetență. Vorbim despre un asalt injust asupra procurorului general, acțiuni coordonate și sincronizate care urmăresc hărțuirea publică și decredibilizarea cu ulterioare înlăturare din funcție. Este preocuparea numărul 1 a actualei elite politice, inclusiv a președintelui Republicii Moldova. Da, au fost declarațiile procurorului general de alaltă ieri și aici, la fel, vreau să adaug că aseară, după ce a fost reținut Stoianoglu, spunea că reținerea sa ar fi o răzbunare din partea președintelui Maia Sandu. Deocamdată, președintele Maia Sandu nu a ieșit cu o reacție. Așteptăm să vedem care va fi reacția, pentru că a fost vizată în mod normal. Vrem să știm cum comentează președintele Parlamentului, cum comentează Igor Gross acest lucru. Eu vă spun următorul lucru. Ce s-a auzit, ceea ce a spus acest personaj, este vorbile unui politician. Asta nu e comportament de procuror general, de om de stat, care trebuie să se ocupe cu combaterea corupției, da? Investigarea dosarelor grele, furtul miliardului, Landromatul, Metalferos, alte, aeroportul, toate hoțiile mari. Astea sunt declarațiile unui politician în devenire sau fost politician și așa mai departe. O victimizare ieftină de 2 bani. Omul ăsta a avut timp nu că mult, foarte mult să livreze și să demonstreze că el pe bune a venit în această funcție, numit de Dodon, să combată corupția. În schimb, noi ce am văzut? Noi am văzut, scuzați-mi că trebuie să repet, privet slava, noi am văzut. Noi am văzut cum hoții sunt scoși din pușcării, cum Platon este lăsat liber să părăsească teritoriul Republicii Moldova, fiind, având câteva dosare pe rol, unii era vizat. Da? Că după asta se spune, domnule, dar eu n-am știut că el o să plece. Noi am văzut zero progres în dosarul furtul miliardului. Zero. Un leu nu a fost recuperat. Iată în perioada cât acest personaj a fost în, și este, da, în exercițiu funcției. Noi am văzut zero progres pe dosarul Landromat, în care, conform argumentelor prezentate de domnul Carp, își are o contribuție, pentru că a deschis portița prin, fiind atunci președintea Comisiei Securitate, Ordine Public și așa mai departe, a deschis portița ca bandiții să scoată banii din țară. Eu asta știu.
Și oamenii ne întreabă pe toți, domnule, cum se întâmplă că un hoț mare numit Plahotniuc stă în Turcia, bine mersi, alt hoț șor stă în Israel, al treilea hoț mare stă, patron, stă la Londra, da? Iar acest procuror, care prin acțiunile lui, voiti, nevoiti, Dumnezeu să știe, să lăsăm procurorii să investigheze și să argumenteze, nu face altceva decât fie protejează, fie tolerează niște grupări criminale care acum, nu mâine și nu ieri, atacă, au ținta atacului sistemul nostru bancar și sistemul de asigurări. Eu asta văd. În rest, astea sunt emoții, dar nu sunt emoții unui bărbat de stat care să spună foarte franc, domnule, avem de făcut asta și asta și o să curmăm și o să avem progrese pe dosare mari. Eu nu am ce răspunde cetățenilor atunci când merg la întâlnire cu ei. Nu am ce răspunde. El are ce răspunde. Domnul Gros... Noi l-am chemat în Parlament. Veniți, vă rog frumos, și prin intermediul tribunii parlamentare a nostru, vorbiți-le oamenilor, spuneți-le cine te-a încurcat, cine s-a primit, de la cine ai cerut ajutor și n-ai reușit. Domnul Grosu, dar iată... Și încă un lucru, aseară, dacă da, dați voi. Acum, analizând prestația lui, că bineînțeles, fiind și membru a Consiliului Superior de Securitate, Suprem de Securitate, știți care-i, nu că zic eu, greșeala lui, dar în tot ce a făcut el nu a încercat să apere interesul public, da, în investigarea acestor dosare. La modul foarte simplist, eu am spus următorul. Sunt doi bandiți, da, Plahotniuc și Platon, care cândva au fost împreună parteneri, ulterior s-au certat, au furat unul de la altul, acțiuni, companii și așa mai departe. Da? Acum, prin tot ce a făcut sau face procuratura, este să facă dreptate unuia din bandiți în raport cu alt bandit. Și niciodată nu s-a pus întrebarea, domnule, dar toate aceste acțiuni, toate aceste companii, ele, de unde au ajuns sau bunuri, cum au ajuns la acești bandiți? Răspunsul e foarte simplu. Ele au fost furate, aceste active, acești bani, de la stat, de la băncile noastre. Da? A face dreptate unui bandit în raport cu alt bandit nu este o misiune care trebuie tolerată. De ce v-am întrebat dacă ați dormit noaptea trecută? Eu cel puțin nu am prea dormit pentru că am urmărit și ce se întâmplă cel puțin cu cum comentează lumea pe rețelele de socializare și nu doar. Au apărut multe reacții aseară după reținerea cel puțin a domnului Stoianoglu. Am citit și opinia cetățenilor pentru că opinia lor este cea mai importantă în acest aspect. Spuneau și cei care au susținut actuala partidul de guvernare spuneau că de fapt și un analist politic și un fost și un jurist, de fapt, și un fost secretar de stat spunea că ceea ce am văzut aseară nu seamănă a justiției, domnule Grosu. Pentru că, vă zic de ce, pentru că lumea se întreabă cum a fost posibil ca un procuror general să fie intentat acel dosar, să fie, deci, cu CSP-ul, să fie numit procurorul, iar în timp de două ore să fie și reținut. De ce nu s-a lăsat procurorul să iasă în briefing de presă și să spună ce are de spus, după care să fie luate aceste măsuri? Asta... Sau este frica de a... De ce vă întreb? Pentru că este întrebarea oamenilor și tot ei întreabă. Sau este cumva o acțiune pentru a nu scăpa încă un personaj de a pleca din țară? Știți, care noi, este? Nu, haideți așa, da, noi avem diferite opinii. Sunt alții care spun, domnule, lucrurile merg tare încet în țara asta. Așa. De urmă, când lucrurile, iată, în cazul ăsta, merg prea repede. Întrebările legate de felul cum au evoluat evenimentele în cadrul CSP, de semnare și așa mai departe, e bine să le fie adresate CSP-ului. Domn... Așa. Exact, și pentru că aici noi puțină treabă avem. Noi am văzut situații când opinia nu s-au mișcat, da, pentru că nu este... s-au mișcat deloc lucrurile și altă dată s-au mișcat foarte repede. Pentru mine contează finalitatea. Deci noi am mai văzut, cum zic eu, defilări, da, show-uri. Eu vreau finalitate. Ca orice care cetățean, vrem finalitate. Cu respectarea procedurilor legale, cu respectarea drepturilor celor vizați, asta vrem. Da? Nimic altceva. Și oricărui învinuit sau suspect, cum se numește el în terminologia juridică,
trebuie să aibă dreptul la un proces echitabil, să aibă dreptul la apărare și așa mai departe. Deci asta trebuie să se întâmple. În rest, da, comentatorii au dreptul să analizeze. Chiar și Gordon Dodon spunea că a fost o greșeală fatală pentru actuala guvernare. Asta care ce a fugit s-a întâmplat ieri. Chiar în ziua apropo, de ieri. Apropo, ce s-a întâmplat, domnule Grosu? El e fioros când întâi fuge. Eu mă mir de coincidența. El pe la orele 3 mă din că a fugit. Ieri la amiază cel puțin, am înțeles, după amiază a plecat din Republica Moldova. Păi asta, el la 3 deja avea biletul cumpărat, domnule, este o... Așa o premoniție a avut sau a intuit el ceva, eu nu știu, pentru că eu cred că nimeni nu știa la ora 3 ce o să întâmple în cursul zilei, nimeni nu știa. Igor Dodon spune că a plecat pe 2 zile. Dumneavoastră credeți că se va întoarce după 2 zile? Nu mă pun să analizez ce face el. Domnule, omul ăsta atâtea minciuni a turuit în viața lui și a spus una, a fumat alta. Nu, nici nu mă pun să comentez. Dar, apropo, pentru bărbații neamului care întâi fug pe la Londra, prin Turcia și prin Israel și după asta dau comentarii de acolo, veniți acasă, veniți, apărați-vă aici, onoarea, demnitatea, poziția, exact și în raport cu președintele Dodon. Veniți acasă, fiți alături de cel pe care l-a apărat, cel care l-ați desemnat, pledați pentru interesele lui și așa mai departe. Haideți, arătați că sunteți bărbat de stat și lider politic. De ce vă întreb? Pentru că am primit această întrebare chiar înainte să vin la emisiune din partea unui ascultător. Zice că a auzit aseară că Igor Dodon ar fi plecat sincer, cu totul din Republica Moldova. Am citit, da, dar eu am așa o, cum zic eu, o obicei. Eu citesc titluri și când li văd așa bombați și cu tare a părăsit, zic, domnule, iar iau și eu un fake, nici nu vreau să citesc. Dar exact numai... așa a fost și în cazul lui Platon, că a plecat din Republica Moldova și urmează să se întoarcă. Da, și după aia am văzut la știri, s-a spus una, s-a spus alta, zic, domnule, chiar într-adevăr a plecat și s-a confirmat că emisiunea la care el a participat înregistrată. Exact, a fost înregistrată. Deci eu n-am crezut pentru că mă gândeam, nu are cum să fie, omul participă la emisiune, probabil cineva a aruncat așa o fumigenă. Un fake. Un fake, dar s-a dovedit că în cazul lui fake-urile nu se... Dar iată dumneavoastră, ca președinte a Parlamentului, da, fiind domnul Dodon deputat, cel puțin există acolo o comunicare pe platforma parlamentară, plecări. El e absent, mai mult e absent. Și atunci când își face apariția, parcă e din zodia peștelui. Tace, nu îl văd activ, nu se pronunță în ședință în plen. Alții care sunt de vârstă mai înaintată, seniori, au mai mare capacitate de rezistență și rezistă mai mult timp în ședință. Dumnealui așa, vine, defilează, stă un pic, bifează, că a fost, probabil să nu fie, la noi este o penalizare, dacă lipsești consecutiv 3 ori de la ședință, ești penalizat. E bătut la buzunar, ca zic așa, după care se ridică și așa, încetişor, fără mari glăgii, ne părăsește. De ce nu avem timp să polemizăm, să iau poziția? Desigur, doar pe că am vrut opinia dumneavoastră, știu dacă credeți într-adevăr că a plecat sau nu și dacă credeți că se va întoarce cel puțin nu mâine la ședința parlamentară, dar la următoarea ședință. Vom vedea. Până la proba contrarilor. Da. Domnule Grosu, vreau să ne spuneți și să explicați cetățenilor ce urmează. Dar vreau simplu, așa cum ați menționat dumneavoastră, ce urmează să se întâmple mai departe? În acest caz? Nu. Chiar în știu. Cazul procurorului general, eu deja acesta a fost... Nu avem nicio procurorul treabă. General, ce urmează? Pe înțelesul cetățenilor, ce urmează să se întâmple mai departe? Eu nu cunosc... Cel puțin discutați pe platformă cu colegii, cu... No, acum este în acțiune sau trebuie să se pronunțe, trebuie să vină cu o concluzie. Procurorul de caz, cel care l-a desemnat, CSP-ul. Am în vedere cu desemnarea noului procuror. Deci va fi desemnat un nou... Nou procuror. Nu este corect. Procuror interimar. Exact. Pentru că CSP-ul, prin decizia de ieri, nu l-a suspendat doar procurorul general, dar și vice sau adjuncții procurorului. Adjuncții, exact. Exact. Și azi, la orele 10, urma, nu știu, poate și acum are loc, dar ținând cont de faptul cum e cu greu să se întrunesc, urma la orele 10 să se întrunească, să decidă asupra interimatului funcției, pentru că, mă rog, este o instituție în care sunt sute de angajați și trebuie să existe un management care să asigure interimatul pe o perioadă, până să limpezesc lucrurile.
Mai este valabilă, domnule Grosu, evaluarea procurorului general, dacă a fost reținut? Este valabilă, evident că este valabilă ca instrument juridic, dar în acest caz cred că trebuie să așteptăm, ar fi logic să așteptăm o finalitate aici. Decizia. Adică să fie o finalitate, judecătorul, procurorul să vină cu niște argumente în fața judecătorilor, să prezinte argumentele, probatoriu și așa mai departe. Deci eu cred că aici trebuie să fie finalitatea, după care, iarăși, CSP-ul trebuie să fie cel care decide recurge la acest instrument legal, care se numește evaluarea procurorului sau nu recurge. Și când o face? Domnule Grosu, pentru că sunteți deschiși și răspundeți la orice întrebare, acum, din declarațiile lui Stoianoglo de marți, cel puțin, da, marți, dumnealui spunea, citez, Morari îi spunea consilierului Gavriliță despre cum se poate deplasa toată vina pe eliberarea lui Vlad pe socialiști. Reiese că în spatele lui Vlad, eliberării lui Vlad Filat, ar fi fost, cel puțin așa cum menționează Stoianoglo, guvernarea, sau cel puțin pasul, da? Cum comentați acest lucru? Haideți să luăm afirmațiile astea. Dacă tu ești dita mai procuror general și pretinzi că ceea ce spui tu în conferință de presă, da, este adevărat, de ce, domnule, nu ai, având tot instrumentariul, da, având la îndemână, nu știu, o armată de procurori, de ce, domnule, nu ai pornit, nu te-ai autosesizat? Iată, să dai drumul la hoți din țară, te pricepi. Să-i scoți sub învinuire, merge perfect. Să-i încurajezi, să-i spui salut cu tare și soarele meu și nu știu ce acolo, merge, domnule. Dar iată aici, având, el pretinde că are, că i-a ascultat pe cei, că ascultă ambasadorii. Sunt niște lucruri foarte grave ceea ce afirmă el. Da? De asta și vă întreb, logic, pentru că aveți posibilitatea acum să explicați ascultătorilor. Dar nu pot să explic ce spune. Explic oamenilor că acest om care este minit în țara asta și are tot instrumentariul, să are polițiști care pot fi mobilizați să investigheze, are anchetatori, are procurori, el vine și face campanie electorală în conferințe de presă. Intentează, domnule, acolo, autosesizează, deci pornește o cercetare, pe un subiect, pe altul, iată, pe cazurile astea. Până anul, dacă nu faci lucrul ăsta, înseamnă că pur și simplu faci campanie electorală sau faci, deci, să se pregătește să lanseze în ceva. Domnule președinte, răspunsul... Deci asta e apă de ploaie. Răspunsul dumneavoastră... Până nu vine cu dovezi concrete, e apă de ploaie și nu-i comportament de procuror general. Pentru cetățeni este că pasul nu ar fi stat. Echipa PAS nu ar fi stat în spatele eliberării. Asta. Iată, el cu eliberarea lui... Noi, doamne, asta e, atunci s-au produs evenimentul ăsta. Au încercat să paseze toată responsabilitatea pe noi. Dodon fiind la putere. Procurorul fiind în exercițiu. Noi fiind în opoziție, ei plasează pe noi. Asta e la mintea cocoșului. Că e o minciună pe care, în disperare, eu am urmărit secvențe din acea conferință de presă, eu am văzut un om disperat. Am înțeles. Domnul Grosu, prea multe minute am acordat acestui subiect, dar este un subiect important. De acord. Și vom vedea care va fi decizia de mai departe. Așteptăm decizii corecte din partea guvernării. Toți așteptăm justiție și decizii corecte. Așa este. Asta am dar promis, până asta atunci, ne dorim. Până atunci, pe lângă procurorul general, domnule președinte, mai sunt și alte probleme pe care interesează pe oameni. Probleme la care vreau să răspundeți scurt. Cu scumpirea gazului. Știu că ați mai discutat și în alte emisiuni, dar vreau foarte pe scurt. Tranșant, să ne spuneți, cel puțin dacă cetățenii vor achita în această iarnă mai mult pentru gazele naturale. Știm, s-a negociat pe o lună, nu mai vreau să aducem aminte acest lucru. Există probabilitatea să se scumpească, să se schimbe prețurile în facturi în această iarnă sau nu, domnule Gros? Prețurile la gaz au crescut în toată lumea. Da, asta o vedem cu toții și toată Europa. Știm, am văzut. La prețuri mari, ne-ați spus. Ceva se întâmplă pe piața bursieră, cotații și așa mai departe. Acum, indiferent de ce o să schimbi în negocierile pe care le avem noi cu are Moldova Gaz, Gazpromul, statul va interveni și va compensa
această creștere. Chiar dacă se vor majora prețurile evident, în facturi. Chiar dacă se vor majora, noi vom interveni, pentru că oamenii trebuie să protejați. Indiferent de fluctuațiile astea, când s-a mai termina, pentru că orice creștere de asta, oricum ajunge domnul la un Gros, moment dat de să ce coboare. Vă întreb? Pentru că... Și acum pot să vă spun că guvernul analizează toate scenariile, analizează creșterile la bursă și așa mai departe în zonă și pregătește un pachet de măsuri pentru a compensa la factură gazul cei de acasă, pentru oameni. Cei de acasă da. Așteaptă o deschidere și un răspuns mai exact. Și vă spun de ce. Uh-huh. Pentru că atunci când vor fi luați prin surprindere cu această noutate... Surprindere n-are cum să fie, pentru că și domnul ministru a infrastructurii a spus foarte clar că noi, guvernul, va interveni și va acoperi această diferență, dacă ea va apărea sau cât va fi această diferență. Bineînțeles că noi ne dorim să negociem un preț cât mai convenabil pentru noi, pentru cetățeni, pentru că am fost tot timpul corecți în achitarea facturilor, nu ca cei din stânga Nistrului sau așa numitele autorități referitor la care cine au acumulat 7 miliarde 6,8 miliarde de dolari de au fost dolari. Acumulați de regiunea da. Transnistreană. Cine și cum vor fi achitați acești bani? O să-i plătească cei care i-au consumat acest gaz. Nu cei care și-au plătit onorabil și corect factura. Pentru că și noi avem o datorie bunicică. Bine, nu e comparabil de mai mică decât cea de 7 aproape miliarde. Noi o să ne onorăm plățile și datoriile, o să le plătim așa cum am fost corect și până acum. Dar datorie ce? Nu poate fi exclus. Și vă spun, a fost declarat la nivel politic și repet, cei care au consumat, aceia să plătească. Să reeșaloneze, să negocieze, reeșalonarea și așa mai departe. Încă o informație, domnule președinte, am văzut-o astăzi când înainte să urc aici în studio, scade presiunea în gazoducte, iar cu ciorganul trece la cărbune. Ați văzut informația? N-am văzut informația. Cel puțin din 4 octombrie, potrivit Termoelectrica, în lipsa unui aviz prealabil, presiunea gazelor naturale a fost redusă semnificativ, care este la limita funcționării utilajului tehnologic. Mm-hmm. În acest caz vor fi stopată activitatea sursei 1, deoarece pune în pericol funcționarea utilajului energetic. Potrivit surselor Mold Street, da, întreprinderea din regiunea transnistreană și-a făcut deja rezerve de cărbuni din timp, cel mai probabil fiind avertizată de Moscova. Ce se întâmplă, domnule Gros? Au fost situații și mai tensionate și într-un final s-au găsit soluții. Țineți minte, în 2019 pare mi se a fost o problemă de negocieri dintre Ucraina tot și, în perioada și Rusia. Asta era. Exact. S-au găsit soluții, eu sunt sigur că o să găsească soluții și acum. Pentru că și noi, prin toate acțiunile noastre, ne gândim nu doar la când negociem și discutăm, nu doar la cetățenii pe malul drept, ne gândim și la cetățenii pe malul stâng. Pentru că și aceia sunt cetățenii noștri. Că trebuie să-ți faci rezerve și să ai rezerve și de alt tip de combustibil, asta e o regulă generală. Pe iarnă nu cumperi doar lemne mai, sau nu cumperi doar cărbuni, te mai gândești și la lemne să ai în rezervă. O să găsim soluții, o să negociem, o să comunicăm cu Moldova Gaz, cu cine mai este nevoie, ca să găsim soluții astfel ca să depășim această perioadă. Îl așteptăm și o să compensăm, cum am spus, o să compensăm acele creșteri la factură pentru cetățenii noștri. Îl așteptăm aici pe domnul Spânu să ne explice ascultătorilor sau cel puțin să spună o să comunicăm de fiecare dată, dar să sunt sigur că dumneavoastră comunicați asta și vă evident, întreb. Evident. Pentru că, domnule Grosu, oamenii se întreabă dacă va fi conectat în cazul în care va fi sistată conducta sau de unde noi acum ne alimentăm și va fi conectat gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău. Uh-huh. Ați văzut noutatea, colegii de la Transgaz, companie românească, au deci anunțat... Deci din situație pentru Republica Moldova este... Au anunțat că gazoductul este funcțional. Asta poate... știm. Da. Dar ieșirea din situație este acest gazoduct. Și acest gazoduct este o sursă, cum zic eu, alternativă, de rezervă, dacă doriți, în anumite situații. De-aia și s-a pornit când atunci, în 2014... Da, 2015 s-a pornit acest proiect, dacă nu greșesc, inclusiv din considerentele de a spori securitatea energetică a Republicii Moldova. Și, repet, tot ce facem, tot ce am făcut până acum și o să facem în continuare, și legat de energie electrică, și legat de gaz și alte lucruri,
de rezerve, unii depozităm, cât depozităm la noi, cât depozităm în altă parte, creăm capacități la noi de depunere sau folosim rezervele altora. Deci sunt acțiuni care demonstrează că ne gândim și avem grijă cetățenii noștri. Deci, concluzia. Da. Că nu riscăm să fie conectată actuala conexiune de unde suntem noi alimentați. Deci nu riscăm. Să fie... Nu. Pentru că vă dați seama, sunt întreprinderi mari, sunt procese tehnologice foarte mari. Până la urmă o să găsească o soluție, politicienii o să se calmeze și o să așeze la masa din negocieri și o să găsim soluții pentru cetățeni. Sperăm, domnule Grosu, pentru că în urma acestor tensiuni dintre politicieni, oricum cetățeanul are de suferit. Da, și noi spunem că atunci când luăm o decizie, primul lucru la care trebuie să ne gândim, la faptul cum această decizie se va răsfrânge asupra vieții de toată zi, adică vieții obișnuite a cetățenilor și mai apoi orgoliu unui sau altui politician. Deci cei care acum merg și ca și data trecută în 2020, țin minte colegul ăsta care pleacă de acolo, trimite saluturi cu scenarii apocaliptici, că o să întâmple așa și pe dincolo. Iarăși, nu este comportament de om responsabil, om de stat. Comasarea Consiliului Concurenței cu Andreul. Da. Este o decizie pe care am auzit-o, cel puțin o inițiativă care am auzit-o la începutul săptămânii de la domnul Alaiba. Luni a fost anunțată. Care va fi beneficiul pentru cetățeni odată ce va fi comasată această agenție? Pentru cetățeni, pentru că nu ne interesează șefii, numiri și așa mai departe. Pentru cetățeni. În sfârșit o să avem într-o singură instituție și cei care trebuie să uite la cât de corect este costul la kilowatt sau la 1000 de metri cub de gaz și cei care trebuie să aibă grijă să nu fie înțelegeri de cartel, monopol pe aceste piețe care trebuie să reglementate sau litru de motorină sau de benzină. Deci până acum noi asistam la un ping-pong așa. Andreea o strângea din umeri, spunea că da, noi, iată, nu uităm la cotații, mai mult nu facem nimic. Consiliul Concurenței, că noi, în genere, nu i-am auzit anii ăștia ce-au făcut ei, decât un raport care, în loc să-l prezint în instanță, i-au dat drumul în presă și mai rău au făcut. În sens că acum le-au dat niște argumente în instanță pentru cei care erau vizați în raport acolo. Deci, în sfârșit, o să avem această instituție, toată într-o singură, aceste două componente, într-o singură instituție, nu o să mai aibă pe cine pasă responsabilitatea. Noi ne-am uitat la experiența altor țări din zone, comparabile cu noi, nu avem nevoie de două instituții separate, e suficient să fie una. Vor fi făcute și economii? Evident că o să fie făcute economii. O să fie făcut o singură instituție. 85 de milioane consumă Andreul și 26 de milioane din bugetul de stat. Pe noi o să ne coste mai mult mai ieftin această instituție nouă pe care o să o creăm prin... Nu o să fie comasare asta mecanică, dar o să fie o nouă instituție în care o să fie două aceste componente importante. Să înțeleg că funcțiile vor fi reduse, unele funcții. Evident, și... evident, pentru că dacă comasezi o să fie reduceri de funcții, pentru că dacă era acolo contabilitate și aici contabilitate, nu ai nevoie de două contabilități. O să umblăm și la bordul de directori, să vedem, avem noi nevoie de atâția sau nu avem nevoie de atâția și tot așa. Prețul, domnule Grosu, prețul la carburanți este justificat de ANRE sau nu? Simplu vreau să-mi răspundeți. Scurt. În mare parte, prețul este influențat de cotațiile la bursele internaționale. Asta nu înseamnă că noi nu trebuie, sau ANRE-ul nu trebuie să investigheze și să vadă dacă aici mai sunt rezerve pe interior. Dacă cei mari nu abuzează de pozițiile lor pe piața petrolieră. Noi trebuie să ne facem tema aici. Am înțeles. Întrebarea este, Andreu își face tema aici? Gestionează corect prețurile? Nu, Andreu, dacă și-ar fi făcut tema până acum, Andreu, acum ce face? Să uite, deschide site-urile la burse și pur și simplu face anunțul. Mare treabă aici, nu trebuie să mare efort nu trebuie să depui. Andreu până nu trebuia să facă o evaluare a pieței este care ne spun că piața petrolieră este una specifică. Ei, dacă e specifică, vine cu un instrumentariu cum să reglementăm piața asta. Pentru că avem benzinării la tot colțul. Ești din oraș aici lângă dumneavoastră și avem vreo 4 stau
rând pe rând. Da? De aici, de aceea, asta a fost și unul din motivii, pentru că nu poți tolera și primi salarii grase și pur și simplu da de umeri și spune că nu de noi depinde. Deci, dar când depinde de voi, atunci întrebarea la ce mai trebuiți voi. Majorarea care a fost făcută cu câțiva bănuți, de câteva ori, deci asta este o majorare mai puțin justificată în opinia dumneavoastră. Nu. Rezervele noi trebuie să le cătăm aici pe interior, să vedem ce pun în costurile, în cheltuielile care le declară. Asta spun, că acum cotațiile sau majorările care intervin sunt determinate de fluctuațiile la piețele internaționale. Dar colegii mei lucrează acum la un pachet de amendamente la legea respectivă în care să vină pe partea asta interioară, să vedem ce declară ei ca cheltuieli și îl pun în costul litrului de benzină sau de motorină. Aici e partea noastră, tema de acasă. Factorii externi, admitem, nu depinde de noi. Nu avem zăcăminti, este extras, este licitat la bursă. Dar partea noastră, tema de acasă, trebuie să ne facem noi. Domnule Grosu, știți ce aud eu de la cei de acasă, de la cetățeni, de la cei de la firul ierbii? Spun așa, iată, i-am votat pe cei de la PAS și cum au venit la guvernare, prețurile au început să crească ca pe drojdie. Cum? Ce se întâmplă? Gestionarea, iată, și majorarea prețului la medicamente. La fel, este o întrebare care... Haideți cu medicamente. Nu au crescut prețurile la medicamente, au crescut prețurile la vitamine, da, care sunt în alte categorii. Prețurile, acum în octombrie, are loc perioada de reevaluare a prețurilor, da, pentru că expiră pe un an de zile să stabilesc. Prețurile la medicamente sunt plafonate. Din potrivă, undeva la 80% o să rămână același preț... doar la 5 sau 10% o să fie o creștere de 2-3%. Dar o să fie cazul și descreștere. Deci la vitamine care nu sunt reglementate, suplimente alimentare, nu sunt reglementate. Și aici o să trebuiască să vedem, poate se merită de intervenit aici și de reglementat și partea asta. Iar legat de creșterea prețurilor, acum ce să vă spun? Că dacă am fi avut noi petrol și gaz, probabil noi avem să stabilim, domnule, îl oprim aici, cum au alte țări care extrag și vând pe piețele internaționale. Ceea ce noi o să facem și deja am început să facem, este să venim cu măsuri de compensare. Acum, de la 1 octombrie, am crescut pensia, așa cum am promis atunci în campanie. La unii o să fie vreo 380 creștere, la alții 400 creștere de lei acum pe lună. Pentru veterani de la 250 la 550 creșteri, vorbeați de prețul la gaze, da? În cazul în care o să vedem cât o să evolueze, o să vedem și aici cu un pachet de compensare. Asta e sarcina noastră. Și noi să facem lucrul ăsta. Peste pupă. Și transportatorii au ieșit cu o solicitare să fie majorat prețul la transport. Și justificată solicitarea lor, pentru că a crescut prețul la carburanți. Sunt în discuții cu Ministerul Economiei și o să găsim și aici soluții. Evident, noi înțelegem, era un preț ceva timp în urmă, câteva luni în urmă și... acum, la prețul care sunt, evident că trebuie să ne așezăm împreună cu transportatorii și să vedem unde intervenim, unii trebuie să intervină statul, în politica fiscală, alte instrumente, ca să-i ajutăm și pe transportatori, că îi înțelegem perfect. Ei sunt cei care ne duc mărfurile, transportă pasagerii și așa mai departe. Și aici iară nu veți fi înțeles, domnule Grosu. Eu am înțeles ce ați explicat dumneavoastră, pentru că nu depinde doar de... V-ați fi dorit acest lucru, dar dacă se scumpesc și motorină și este justificat, doar că cei de acasă, atunci când vor auzi că transportul interurban, prețul la transportul interurban a crescut, desigur, iarăși vor fi aruncate ofuri. Vor fi aruncate, au tot dreptul să arunci, iar noi o să venim cu măsuri care să compensăm aceste scumpiri. Iar cei din opoziție, și nu doar, în acest context al scumpirilor, nu știu, nu pot să zic că profită, dar o să ne spuneți dumneavoastră. De ce? Pentru că ei chiar aici în studio... Tot dreptul să aici vorbească. În studio, cei de la platforma DA spuneau că ar fi pregătiți deja să iasă într-un protest. Dar noi nu interzicem nimănui să nu iasă în protest. Au tot dreptul să facă lucrul ăsta când consideră că e momentul să-l facă și să iasă în fața oamenilor și să justifice și să argumenteze de ce îi cheamă sau nu îi cheamă la protest. Noi o să creăm... Noi am protestat la timpul nostru. Noi știm ce înseamnă a protesta. În condiții vitrige să protesteze. Noi o să creăm condiții pentru toată lumea să poată să manifesta oful și doleanța. Poftim!
și socialiștii și cei de la platformă, da, vor să protesteze. Dacă vor să protesteze împreună sau separat, este decizia lor să protesteze. Să-i vedem. Nu zic să le dorim succes, să-i vedem. Domnule Grosu, referitor la procesul de vaccinare în țara noastră, am văzut un sondaj. 58% din populația moldovei nu dorește să se imunizeze. Unii spun că această situație este cauzată de comunicarea prea puțin eficientă a autorităților și de fapt că deja s-a pierdut și guvernarea și nu doar, s-a pierdut războiul cu informațiile false despre vaccinuri. Unde și ce se întâmplă, domnule Gros? Pentru că vedem, dacă până acum erau 6.000 de vaccinări sau 4.000 zilnic, acum ajungem la 3.000 și un pic, deci suntem tot în scădere. Partea de comunicare este o critică justificată la adresa autorităților, fără doar și poate. Și aici trebuie într-adevăr ministerul și dimensiunea tot ce ține de sănătate să depună efort, să margă el la cetățean, să facă echipe mobile, să deplaseze în sate, să nu așteptăm ei să vină la centrele de vaccinare. Mai este și responsabilitatea fiecărui politician în parte și cei care, din politicieni care critică. Și eu vă dau exemplu parlamentarilor mei, colegilor mei. Da? Eu am sarcina că 4 colegi de-ai mei să vaccineze într-un final și 3 mi-au spus din cei 4 că deja sunt programați să fac vaccin. Avem 12 socialisto-comuniști, comunisto-socialiști, dintre care și cel care fuge acum, da, care nu se vaccinează. Da? Ei sunt, și cei care nu s-au vaccinat până acum, ei sunt antimodele. Antimodele pentru cetățenii noștri. Cetățenii noștri se uită la bărbații ăștia neamului și spun, băi, dacă ei nu se vaccinează, de ce noi să o facem? Și fac un mare de serviciu. Prin faptul că mint. Ca un șef al mințit atunci când a spus că s-a vaccinat, ca acum când am cerut eu informația. Și eu joi am să mai prezint o dată informația. De fiecare joi am să prezint și am să spun. Când o să micșoreze numărul, eu le-am transmis. Într-un final, eu n-am să dau numele voastre. Dar într-un final, ziariștii oricum o să afle cine sunt persoanele, deputații care nu s-au vaccinat. Fățarnișii care, pe de o parte, se dau mari apărători, promotori a vaccinării, dar de altă parte nu se vaccinează. Pentru oamenii simpli se cere certificat COVID pentru a intra într-un restaurant sau cafenea. Ce veți cere de la deputați, domnule Gros, dacă vă gândiți? La un moment dat o să punem problema. Dacă au certificatul, să-mi prezinte certificatul, pentru că el intră în sala de ședință și stă cu noi acolo 3, 4, 5 ore. Și eu nu vreau să duc acasă molima asta să-mi infectez copiii. Eu nu vreau să duc în alte medii. Deci asta putea, o să cerem evident, acel certificat. O să cerem, nu vrei să te vaccinezi, ok, adă certificatul că ai anticorpi, adă certificatul că ai fost, că ai ăsta, că nu ai, mai avem nu ești puțin infectat și așa mai departe. Mai avem puțin. Dar asta e responsabilitatea tuturor și, stimați cetățeni, nu vă uitați la ce fac sau nu fac aleșii poporului. Gândiți-vă că este vorba de sănătatea dumneavoastră și altă soluție la moment inventată de omenire nu este decât a ne vaccina. Altfel puteți ajunge într-o situație când nu mai poți da înapoi. Nu mai poți da înapoi. Eu m-am vaccinat. Membrii familiei mele s-au vaccinat. Mama mea s-a vaccinat. De vârstă înaintată. Totul în regulă. Domnule președinte, la fel am o întrebare de la ascultător. De ce de la medicul de familie nu putem obține certificatul COVID gratis? Ori certificatul atunci, COVID? Vă zic, da, da, cel cu anticorpi atunci când dăm testul antigen. Și sincer, nu cunosc detalii, de dar ce trebuie să fie o întrebare pe care o să o adresez. Oamenii o întreabă și vă zic de ce. Pentru că unii cetățeni care nu sunt imunizați și sunt angajați în câmpul muncii, sunt nevoiți să meargă la laboratoarele private, acolo unde trebuie să dea sume enorme de bani, pentru ei, da? Pentru a primi un certificat cu testele. De ce când ne ducem la medicul de familie și facem acel antigen, nu ni se oferă un test că iată este sau nu este bolnav? Cu testele. Deci întrebarea, haideți așa, că nu știu eu răspunsul, că nu sunt din domeniu, o să o readresez doamnei ministru să iasă cu o poziție. Acum legat de teste. A trebuit să treacă 2 ani aproape de zile ca să vină colegul meu Dan Perciun și să reglementăm, domnule, la o categorie de, cum zic eu, cod vamal, care până acum testele astea care le foloseam noi, antigel sau cum antigen,
Ele nu erau nici într-o categorie incluse. Acum am modificat, am venit cu modificare la codul vamal să includem într-o categorie pentru a reglementa prețul, să nu fie prețurile astea exorbitante și cineva să facă bani nebuni. Să vedem în măsura micșorării prețurilor ca să fie mai accesibile pentru cei care, mă rog, au decisii că nu vor să vaccineze, dar vor periodic o dată la 14 zile să treacă testul. Deci o să mergem și aici, o să vorbesc cu doamna ministru să iasă cu poziții vis-a-vis de vă rugăm foarte mult eliberarea acestor certificate prin rețeaua medicilor de familie. Și am dorit să vină și dumneavoastră la emisiunea noastră, pentru că insistăm deja de 4-5 săptămâni. O încurajez să vină, pentru că este o ocazie ideală pentru a face radio contactul. Noastră exact. Ajunge foarte bine, în special în mediul rural. Domnule Grosu, ieri a fost demis guvernul foarte pe scurt, pentru că mai avem puțin până la sfârșitul emisiunii. A fost demis guvernul Câțu. Cum comentați acest lucru? O să mai avem ale noastre destule. Da, dar oricum Republica Moldova colaborează, are o colaborare frumoasă. Evident, eu îmi doresc ca la București cât mai repede să se limpezească lucrurile, pentru că avem foarte mult de lucru împreună. Și este valabil și în continuare ședința comună a guvernelor și a Parlamentului. A Parlamentului și a guvernului, efectuarea de vizite oficiale. Exact, doamna Gavriliță spunea anterior că va fi ședința comună a guvernului. Se înțeleg că va fi deja amânată, îmi dau seama. Păi trebuie să așteptăm să limpezească lucrurile acolo și după care o să revenim, evident. Noi pe demisiune parlamentară continuăm colaborarea. Colegii mei au fost la București, s-au întâlnit cu omologii în Comisia Agricultură. Vin colegi de la alte comisii, o să ne viziteze la Chișinău săptămâna următoare. Pe dimensiunea parlamentară noi continuăm, ținem legătura. Ne dorim ca lucrurile cât mai repede, colegii să depășească acest moment și să revenim la proiectele noastre. Să înțeleg că nu va fi afectată, indiferent cine va fi următorul guvern, nu, PSD sau nu, altcineva. Nu. În primul rând, eu, din toate discuțiile care le-am avut cu liderii diferitor partide din România, parlamentare și extraparlamentare, norocul nostru, cumva nu că e noroc, dar e un lucru firesc, când ajunge vorba de Republica Moldova, este o unanimitate. Și aici lucrul ăsta ne bucură și le mulțumim că sunt tot timpul cu gândul la noi și la proiectele comune pe care le avem în gând și cele pe care sunt pe rol. Unde este programată următoarea plecare a speakerului Parlamentului Igor Gros? O să merg la o reuniune a președinților parlamentelor țărilor membre a Consiliului Europei, care va fi la Atena în 21-22 octombrie. Și mesajul care va fi? Care îl veți transmite acolo? Da, o să vorbesc despre Republica Moldova, despre agenda noastră de politici. O să mă întâlnesc neapărat cu diaspora din Atena, care întâlnirea va avea loc pe data de 20, la orele 18, locația o să o anunțăm suplimentar prin rețelele de socializare, este căutată o locație, așa ca să respectăm regulile pandemice a autorităților. De acolo și, abia aștept să mă văd cu concetățenii. În primăvară va avea loc congresul partidului. Igor Grosu, ați spus dumneavoastră anterior că participați la concurs. Cel mai probabil, din sursele pe care le-am auzit în spațiul public, este că cel mai probabil Igor Grosu va rămâne președintele Parlamentului PAS. Președintele, îmi cer scuze, a partidului PAS. Bine, haideți să așteptăm momentul. O să fie vot secret, o să fie spațiu pentru toată lumea să se gândească suficient timp să veți face față și să fiți și președinte PAS și președinte al Parlamentului? Eu deocamdată sunt în ipostaza asta. Am înțeles. Domnule Grosu, ultimă întrebare. Da. Când reușiți și dacă când reușiți să petreceți timpul cu familia, vă întreb de ce, pentru că la începutul emisiunii ați menționat că de fapt copiii sunt cei care ne fac program.
Of, deci la mine provocarea e următoarea. Pandemia asta cumva e atât de mult e legat de gadgeturi și de calculatori. Exact. Exact, ei nu mai apucă să iasă din casă. Tata, e foarte atenți să, la momentul, tata n-a fost plătit factura pentru internet, că viteza scade și primis mesaje că ne deconectează. Deci eu trebuie, împreună cu soția, trebuie să depunem un efort, să găsim timp, să-i scoatem din casă, să-i scoatem... Reușiți? Găsiți reușim, acest evident, timp? Îi convingem... Bine, de weekend, de obicei, trebuie neapărat, sau sâmbătă sau duminică, în dependență de regimul care l-am, o oră, două, să-i scot undeva la natură, să ieșim, să beneficiem cât mai este timpul frumos afară de aceste oportunități. Domn președinte, eu vă mulțumesc mult pentru participarea la emisiune. Eu sper să găsiți timp să mai veniți la noi la Radio Moldova și v-aș ruga enorm ca să transmiteți și colegilor din guvern să vină aici la Radio Moldova, pentru că, așa cum ați menționat dumneavoastră, suntem ascultați și oamenii așteaptă răspunsuri la mai multe întrebări. Folosiți ocazia, colegi, veniți aici. Veniți că e pe gratis. Vă mulțumesc tare mult, domnule Grosu. Stimați ascultători, vă reamintesc că aici, în cadrul ediției speciale de la Radio Moldova, am discutat cu președintele Parlamentului Igor Grosu. Diseară, la ora 18 și 10 minute, vă dau întâlnire la loc de dialog, acolo unde participă liderul Partidului Comuniștilor, deputatul Bex, Vladimir Voronin. Stimați ascultători, de la microfon Cristina Popescu, de la regie Lilian Secară.